Turiștii din țară și din străinătate care își doresc să viziteze colecția muzeală a Chihlimbarului din comuna Colț profită de ultimele zile în care muzeul este deschis. Odată cu intrarea în administrarea Consiliului și ulterior darea în administrare către Muzeul Județean Buzău, colecția muzeală a Chihlimbarului de la Colț, imobilul ce o adăpostește, va intra într-o acțiune de reabilitare. O acțiune mai mult decât necesară pentru că, așa cum știm cu toții, erau și, mă rog, până nu o terminăm, încă există destule probleme. Cât costă? 10 lei de persoană, 20 de lei. Da? La muzeu vizitați? Da. De unde sunteți? Ne filmați? Da, de unde sunteți? Din Buzău. E prima oară când veniți? Da. Bine ați venit! Bine v-am găsit, dar ne aduce... Noi suntem din Brăila. A, Brăila, mai multe. Da, 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 da. Înțeles. Bună ziua, Buzoenda-i noștri sau din altă parte? Brăila. Brăila? Brăila e dumneavoastră. Bine ați venit! Bine v-am găsit! În primele zile ale lunii mai, peste 450 de turiști din toate județele țării, dar și din Olanda și Franța, au fost oaspeții muzeului Chihlimbarului, vestit în toată lumea. În general, cum e? A scăzut fluxul de vizitatori? Nu, 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 a crescut. Deci, în general, de mult n-am mai avut pentru luna februarie, am avut un număr mare de vizitatori, chiar și martie, și aprilie deja începea sezonul. S-a construit în anii 1973-74 în stil popular, după modelul caselor vechi de tip muntelăs de la noi din zonă, special pentru a adăposti o colecție de chihlimbari. Deoarece lucrările care se vor desfășura aici, atât în interior cât și în exterior, sunt complexe, programul de vizitare va fi oprit pentru perioada de șantier. Deja am stabilit un grafic de eliberare a spațiilor ce astăzi servesc ca depozite, de eliberare a spațiilor expoziționale și undeva la jumătatea lunii mai, muzeul practic va fi închis. Aici acum este biblioteca și deja am trimis documentația la primărie ca să o evacueze pentru că este a primăriei, mă rog, fondul de carte. Și aici în spate o să fie și grupul sanitar, o să fie și centrala termică pentru încălzire, pentru că nu sunt alte posibilități, o să fie centrală termică pe lemne, pe combustibil solid. Muzeul se va închide de lunea viitoare și va fi redeschis cel mai probabil în această toamnă. Și când va fi redeschis? Când sperăm? Suntem în discuții destul de avansate pentru a începe lucrările și aici există niște priorități, vă dați seama. Sperăm ca undeva luna septembrie, cel mai târziu octombrie, să ne prindă cu colecția deschisă și vizitabilă. Pe timpul lucrărilor, inventarul din patrimoniul muzeului de la Colț va fi transportat și conservat la Muzeul Județean Buzău.